Salut, raci! Voi face citirea pentru luna mai 2023, resurse. Resursele voastre pentru luna mai. Prima întrebare o punem oracolului Lenormand. Sfatul oracolului Lenormand pentru resursele voastre. O schimbare sau o finalitate, ceva ce se încheie legat de un accident, legat de o operație, de o situație dificilă, în care totuși a spus foarte multă dragoste sau este o situație dificilă pentru o persoană pe care o iubiți foarte mult, pentru o persoană la care țineți foarte mult și vă influențează acest lucru. Bun, să mergem mai departe, să vedem tarotul ermetic pentru resursele voastre. Munciți foarte mult, aveți foarte mult de muncit pentru a obține resursele pe care le doriți. Deci arată un 10 de bâte, foarte multă muncă. Vom face o etalare cu 7 arcane. Deci trecutul, prezentul, viitorul, sfatul, ceea ce aveți. Prin ce treceți, teamă sau speranțe și finalul. Bun, deci aici aveți 6 de bâte. Am putea spune că din trecut voi aveți un fel de blocaj, 6 de bâte, este vorba de Jupiter în leu, dar acest blocaj poate să fie depășit, rezolvat, dacă vă gândiți la corectitudine, la fermitate, la dreptate. Să vedem ce poate să reprezinte acest 6 de bâte. Iată, depășirea unei situații în care vi se contestă. Contestă, eu știu, dreptul de a avea o funcție, de a avea anumit salariu, de a lua o primă, ceva de genul ăsta. Deci este o situație în care voi ați întreprins multe, ați făcut multe, dar totuși aveți acest blocaj, ceilalți nu vă dau atenția cuvenită. Priviți spre viitor, nu aveți ce face, deci ei consideră că nu merită, eu știu, această promovare sau ce vă doriți voi. În schimb, prezentul pentru voi este luna. Arată multă nesiguranță, luna în pești. Drumul pe care trebuie să-l urmați, un drum vegheat de un câine, un lup. Câinele și lupul își arată într-adevăr, uitați, deci, bârfă, minciună, lingușire. Situații în care nu stăpâniți, vă treziți cu tot felul de înscenări. Deci aceasta reprezintă luna pentru voi. Aspectul, deci un drum pe care trebuie să-l parcurgeți, fiindcă aveți aceste două turnuri, trebuie să mergeți pe acest drum. Și totuși este un drum periculos, dar totuși puteți să observați și să acționați în consecință. Este vorba de relația pe care o aveți cu un rege de monede, o persoană care poate să vă ajute cu bani, poate că voi într-adevăr vă doriți să obțineți niște bani,
Și acest rege de monede arată că poate să vă dea acești bani. Poate să fie pentru o femeie o relație, pentru un bărbat, poate să fie un ajutor pecuniar. În schimb, viitorul, un rege de bâte, este vorba de un bărbat cu ascendent zodia în leu, un bărbat care arată că poate să lupte pentru voi, pentru dreptate, pentru adevăr, arată că el poate să strălucească, poate să vă aducă o victorie, puteți să străluciți și voi alături de el. Dacă vedem mai bine acest personaj, da? Arată că el poate să înceapă ceva pentru voi. Să înceapă un proiect nou, să începeți ceva nou împreună cu acest rege de bâte, o relație, educația legată de un copil, călătorii. Deci acesta ar fi principalul aspect. Sfatul pentru voi ar fi judecata, dreptatea, justice, dreptatea, balanța cu spada. Balanța cu spada are cele două elemente, Yin și Yang, dar în primul rând are și două planete pe talerele ei, da? Deci Venus și Saturn. Ea trebuie să egaleze, deci Venus este în domiciliu, la balanță, Saturn este în exaltare, sunt două aspecte importante. Haideți să vedem această balanță care vrea dreptatea, adevărul, dar poate să reprezinte și încercarea voastră de a obține dreptatea și adevărul și trebuie să vă gândiți întotdeauna că atunci când acționați pe cineva în judecată, trebuie să țineți cont de faptul că această dreptate arată în primul rând posibilitatea de a cunoaște forța de reacție a celuilalt și astfel încât să țineți sub control totul sau legile umane, dar trebuie să țineți seama și de judecata divină, de adevăr, de dreptate. Haideți să vedem ce este cu această dreptate. Este un aspect care voi arătați că vă simțiți bine și vă doriți acest lucru. Vă doriți această dreptate. Considerați că sunteți într-o posibilitate de a primi această dreptate. În ceea ce privește situația în care sunteți voi din punct de vedere financiar, este un 8 de spade. Am putea spune că veți primi o veste, o veste care vă arată că sunteți cumva în posibilitatea de a răspunde. Ei bine, acest răspuns nu puteți să-l dați. Vestea pe care o primiți vă dă o stare de captivitate și am putea spune că acest aspect chiar vă dă, eu știu, posibilitatea să dați un răspuns, dar acest răspuns trebuie să fie în primul rând luat în momentul în care vă liniștiți, fiindcă altfel veți simți această captivitate a spadelor și nu găsiți soluția. Dar dacă vă liniștiți, veți găsi soluția. Haideți să vedem, poate, iată, este vorba de patru de bâte, de o investiție într-o casă, într-o locuință, să investiți, să cumpărați ceva sau să închiriați ceva. În ceea ce privește speranța voastră, este totuși nouă de bâte. Nouă de bâte arată blocaje pe care ați putea să le depășiți dacă v-ați ascunde scopurile. Este vorba de săgetător, de luna în săgetător.
Sunt emoții pe care le puteți stăpâni. Deci, dacă vedeți, este vorba de o împăcare, de o înțelegere pe care o finalizați cedând și voi, dar să cedeze și celălalt, adică și voi trebuie să cedați și celălalt să cedeze, astfel încât să ajungeți la o înțelegere, la o împăcare, la o armonie. Și, bineînțeles, finalul este în primul rând legat de 8 de cupe. Ei, 8 de cupe arată această situație în care voi sunteți totuși nemulțumiți. V-ați fi dorit ca eforturile voastre să fie observate de ceilalți și totuși nu sunt. Saturn în pești. Deci dă acea lecție de învățat, fiindcă ceilalți nu sunt obligați să răspundă eforturilor voastre, dar voi ați făcut aceste eforturi care rămân totuși fără niciun răspuns. Să vedem, ăsta este finalul, asul de cupe. Deci acest aspect pe care l-a arătat față de ceilalți, iubirea voastră pe care o arătați, deci arătați iubire, arătați că revărsați această iubire pentru ceilalți. Dacă ne uităm și la cărțile pe care le-ați avut, uitați, iubirea apare, dar trebuie să vă așteptați și la această schimbare, la încheiere, la o finalitate. Deci ceva se va încheia, se va finaliza și trebuie să fiți pregătiți și de această schimbare, chiar dacă voi arătați această iubire. Și optul de cupe, uitați-l, îl aveți de două ori apărut. Deci eforturile voastre făcute par să nu primească acea răsplată și sfatul este această dreptate. Dreptatea pe care s-ar putea să o primiți. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.